legală. Dacă este un drum de Constanța, mi-au două sticle de vodcă până acolo ca să am și ce face. Când te plictisi, mă plictisesc teribil la viteză legală. Și pot conduce și încep. Păi nu se vede. Am spus că vă place viteza legală și așa le place și lor. Cei care vor să trăiască mai mult. au motive. Am o întrebare la dumneavoastră. Cei care vor să trăiască mai mult, am spus. Și acum întrebarea vine de la mine. Mai mult de cât sau mai mult de ce? Vreau să văd copii. Mai mult decât o moarte stupidă. Păi ce credeți? Eu nu vreau asta? Nu știu, ați întrebat și am răspuns, deci mai departe. Dar în principiu suntem toți la fel acum, că mai face și băcării de-astea și merge cu viteze exagerate sau... Nu știu, terminăm de un fir de alții. Fac doar cei care se plictisesc. Nu e așa că e mai mare riscul să faci un accident la peste 100 decât la 60? Mult mai mare. De regulă așa mor oamenii în orașul ăsta. Fără argumente, da. Cred că sunteți din altă zonă a țării și topica cuvintelor face un sens diferit între Oltenia și zona dumneavoastră. Contradictoriu pentru dumneavoastră. Am prieteni care au făcut accident cu mașină BMW, cei drept, la viteza de 216 km, atât a spus cutia neagră a mașinii. Au avut 216 pe la oră, au spulberat 3 plute cu diametru de peste 75 de centimetri. Ce fain nume. Și ce credeți? La viteza exagerat de mare, că este o viteză exagerat de mare, 216, era pe un drum județean unde limita impusă era 90, deci mergeau cu 126 de km peste viteza legală, foarte mult exagerat. Au trăit, nu toți, unul dintre ei pe care nu-l cunoșteam, a avut ceva la cap și a murit ulterior. Dar mai am și alt prieten bun, fost bun, că nu mai e bun, ăsta a murit. A făcut accident într-un Logan. Nu avea cutie neagră că era Logan, dar avea vreo 45 după spusele celor din mașină. 40-45. Era iarna pe gheață, a intrat cineva din lateral și i-a dat stâlpul de aici cu chestiile astea. I-a dat și i-a spart cranii, l-a omorât pe loc. Deci vedeți că dacă țineți la viitorul dumneavoastră, vreți să vă vedeți copiii cum cresc și să se însoare, să mărite, să-și facă toate chestiile astea. Viteza nu cred că este chiar atât de relativă în... Ați zis de gheață, na, pe gheață 45 e la limit. Da! Gheață, s-a întâmplat pe gheață că n-a avut celălalt frâne care a venit, că avea roșu și a trecut pe roșu pe gheață, dar nu prea avea foarte mare relevanță gheața. Putea să vină și acum o mașină să ne lovească, acum, în prima intersecție, să vină o mașină să ne lovească, eu mergând cum am mers și până acum, n-am depășit viteza legală, am mers mai sub 60 sau undeva pe la 60, viteză relativ mică, n-am exagerat. Eu cred că în viață multe depinde de noi. E comod să consider că de noi nimic nu depinde, dar nu e adevărat depinde. La o viteză mai moderată reușești să faci manevre, să observi. Iată de ăștia. Teribiliști pe două roți. Teribiliști pe două roți.
alții sunt mai periculoși ca mine când merg cu 200. Da, chiar dincolo de Prut. Astăzi moldoveni, nu români. Toți moldovenii sunt români. Nu, nu, nu. Aha. Înțelegem în limba română, dar dumneavoastră la buletin nu scrie România, scrie Republica Moldova. Sunteți în altă țară, nu sunteți români. Eu înțeleg că sunteți români, vă apreciez că sunteți români. Vă iubesc moldovenii, mai ales care zic că sunt români. Și dar... dacă au dublă cetățenie? Tot aceeași persoane, nu mă interesează, de, n-am nimic. Deci e român exact ca dumneatare. Buletin românesc. Accentul dumneavoastră e undeva din zona aceea României, spre Moldova. Și ce schimbă asta din punct de vedere legal? Nu schimbă cu nimic, îmi place. Atunci, cum sună. Deci români sunt, nu ne înțelegem. Suntem mai domoli, vorbim mai domoli și savurăm viața mai... Doamnă sau domnișoară, nu sunteți domnul, se vedeți pardelenea că mă plictisesc când îi ascult. Îi întreb acum și răspund mâine. Poate ați întâlnit și dumneavoastră. Nu, n-am avut. Doamne, am o prietenă din Bănățeancă, din Timișoara. Zona aia de acolo, sătucele alea. Ca Iohannis vorbesc. Iohannis cred că e mai rapid decât eu. Prietena asta prima oară începe cu no. Nu pot dracu, eu mai vorbesc încă 30 de cuvinte, eu sunt oltean și oltenii vorbesc mai mult un pic. Îi pun 30 de întrebări, răspunde la prima. Mai pun încă 5-6 întrebări, răspunde la a doua. Bă, tu la care întrebări mi-ai dat răspunsul? Că te-am întrebat ce sunt întrebări? Păi dacă te grăbești, ce te grăbești așa? Mă grăbesc dracu, hai să vorbim, că nu stau să la povești aici săptămâni pentru 2-3 cuvinte. Nu, că nu-i dracu. Nu, păi dracu, că-i dracu. Noi avem un proverb, grăbește-te încet. Grăbește-te încet. Dumneavoastră vorbiți exact cum am spus eu, cu șiul folosiți. Bine, mă, nu mă deranjează, îmi place. Am o grămadă de prieteni. Ce drept nu prea înțeleg câteodată am o tipă, o fostă colegă, este dintr-o comună foarte aproape de Ucraina, e ucrainiancă cum ar veni, vorbește limba română, dar eu n-am reușit să vorbesc cu ea, ne înțelegem în engleză. Nu înțeleg pur și simplu. Ea zice că vorbește română, eu zic că nu vorbește română. Păi sunt dialecte și acum. Dialecte, bagă cuvinte rusești pentru cele românești. Cum nu știi ce înseamnă, nu știu un cuvânt. De unde se știe ăsta? Nu e cuvânt românesc. E cuvânt rusesc, basarabean, al vostru. A, păi am crezut că le știi, păi nu știu. Ia și învață-mă dacă vrei. Asta e. Dar măcar sunteți, din punctul meu de vedere, care n-au de fiecare zi limba, mă amuz. Sau mă amuză, mă scoate așa din stare un pic, altceva.